Da, sunt atâtea bomboane. O număr de bomboane de 3 cutii au fost împărțite în mod egal la 2 copii. Câte? Da. Câte bomboane au primit fiecare? Cam așa ar trebui scris. Deci scrie tu. Bomboanele au fost împărțite. O și se rezolvă, că punem întrebarea. Da, și rezolvăm. Noi formulăm, după cum ne dirigează autorul și până o rezolvăm. Dar spune, completează numele și cuvintele care lipsesc pentru a le constitui probleme. Pentru a le constitui probleme. Deci spune așa, încă o dată. Asupra pentru a rezolva problemele. Ia să spune, câte? Deci avem și întrebarea. Câte? Adică tot noi finalizăm și așa rezolvăm. Da? De ce spune acum? Au fost împărțite în mod egal. Da. La doi copii. Adică. Minutul cu propunerea, să vedem. Câte bomboane au primit fiecare, da? Câte bomboane au primit fiecare? Câte bomboane au primit fiecare? Bine. Câte bomboane a primit fiecare copil. Așa. Și acum te rog să... Da. Și cum să alegem numărul de bomboane? Alegem. Zi tu un număr de bomboane, tu formulezi problema. Numărul care se poate împărți la 2. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, toate lucrurile se poate împărți la 2, dar să nu poate să împărți la 2. Deci, citește problema. 18. Deci, da? Deci, spune, citește problema ca să audă și prietenii noștri. Dar zic, da? Într-o cutie sunt 18 bomboane. Bomboanele din... O cutie... Bomboanele din... 18 bomboane, da? Au fost împărțite în mod egal la 2 copii. Câte bomboane a primit fiecare copil? Deci 18 au fost într-o cutie, ele au fost împărțite în mod egal. Da? Deci înseamnă că 18, răspunsul este... Care a spus 18 împărțit la 2? 9 bomboane. Că nu? Punctul B. Punctul B. Ia să vedem. În ce punctele sunt? În ce punctele sunt? Atâția termativi. Da. Deci, în cinci buchete sunt trandafiri. Câți trandafiri sunt puncte, 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 dacă ei sunt repartizați în mod egal? Cui se repartizează? Da, câți copii sau ce vreau? Îi spune în buchete, în cinci buchete sunt atâția trandafiri. Câți trandafiri? Dacă ei sunt repartizați în mod egal. Deci lipsește cuvântul acela. Ia să vedem. Deci, în 5 buchete sunt, punem noi numărul de trandafiri, da? Și aflăm numărul trandafiri. 35. Cât? 35. 35. 35.
câți trandafiri sunt? Dacă ei se repartizează în mod egal. Câți trandafiri sunt? Păi, e puncte, puncte, da. Deci trebuie să pun puncte, 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 puncte. Da. Deci câți trandafiri? Sunt în fiecare... Sunt în cinci vase. Hai să spui, câți trandafiri sunt în cinci vase? Dacă ei se repartizează în mod egal. Păi, în 5 buchete sunt 35 trandafiri. Deci, în 5 buchete sunt 35 trandafiri. Și ei se repartizează în buchete de câte 7 trandafiri, nu? Puteți spune 7. Dacă sunt repartizați în mod egal. Și în câte 7? Dar câte, câte spunem? Câte 7 am spus. Da, dar scrie dacă ei sunt repartizați în mod egal. Adică în mod egal, ce înțelegi tu în mod egal? Același număr peste tot. Da. Și noi am zis că repartizăm câte? Cât am zis noi? Repartizăm câte 7. Da, dar trebuie să repartizați în mod egal. Și? Nu, de 7. Și? Atunci câte buchete facem? 7. 5. 5. Așa. Deci, 5 buchete. Dar dacă am repartizat câte 5, dacă am repartizat, depinde ce număr punem noi ca să repartizăm în mod egal, da? Deci, fiecare își gândește problema în felul său. Uite, ai plecat cu 35. 35 a însemnat 5 ori 7. Și de acolo, 4 lucruri au mers. Am ceva? Exact. Și acum, asta îi pot mai mult. Aha. Le dau în poți să scrie exercițiul, puteți să scrie exercițiul cu... Pot mai mult, adică probleme mai grele un pic, nu? Adică suplimentare. Suplimentare. Compune o problemă despre o patiserie folosită datele de mai jos. 45 tarte, deci 5 ori mai puțin cocoși, un număr dublu de cozonaci. Deci pe baza acestor date, gândindu-ne că suntem într-o patiserie, la o patiserie s-a făcut. Da. Sau o patiserie a făcut. Da. A făcut. Bun. 45 tarte. Da. De 5. Ori mai puține cocoși. Și un număr dublu și
de cozonaci. Față de gogoși. Da. Și un număr dublu de cozonaci, față de gogoși, trebuie să spunem. De gogoși. Și acum? Câte produse a făcut la biserică? Da, câte produse... Sunt de total. Da, bine, câte produse sunt în total pe rază. Nu câte produse. Care e numărul de fiecare fel? Care este numărul de... Câte produse de fiecare fel? Da, câte. Care este numărul de fiecare... Fiecare fel? Adică câte care e numărul de cocoa și care e numărul de cozonaci? Ceva. Formulează în două moduri întrebarea problemei. Bine. Formulează două moduri întrebarea problemei. Adică, am spus, care este numărul de gogoși și de cozonaci. Da. Și alta? Câte produse sunt în total? Da. Și câte produse sunt în total? Deci am avut 54 împărțit la 6. Da. Bună ziua.